Bună ziua, mă numesc Cristina Câmpeanu, vom vorbi astăzi despre deductibilitatea cheltuielilor de judecată. O angajată a unui SRL a fost concediată și reintegrată în urma unui proces între aceasta și firma respectivă. În urma procesului, trebuie să se achite și următoarele cheltuieli în contul angajatei: cheltuieli cu judecata, onorarul avocatului, taxa de timbru. Ce înregistrări contabile se fac dacă sumele se achită în contul personal al angajatei și cum sunt considerate aceste cheltuieli, deductibile sau nu? Potrivit articolului 21 alineatul 1 din Codul Fiscal, pentru determinarea profitului impozabil sunt considerate cheltuieli deductibile numai cheltuielile efectuate în scopul realizării de venituri impozabile, inclusiv cele reglementate prin acte normative în vigoare. Totodată, conform punctului 23 litera D din normele metodologice de aplicare a codului fiscal, dat în aplicare articolului 21 din codul fiscal, dobânzile și daunele interesele stabilite în cadrul contractelor economice încheiate cu persoane rezidente și nerezidente sunt cheltuieli deductibile pe măsura înregistrării lor. Considerăm că despăgubirea salariatului de către angajator prin plata cheltuielilor sus menționate, nefiind stabilită în cadrul contractului de muncă, nu se încadrează în categoria celor prevăzute la punctul 23 litera D din normele metodologice de aplicare a legii 571/2003 privind codul fiscal. În situația dată, dacă în urma hotărârii judecătorești s-a stabilit în sarcina societății plata către persoana fizică angajată a cheltuielilor de judecată, a onorarului avocatului și a taxei de timbru aferente procesului, rezultă că angajatorul, prin administratorul său, nu și-a îndeplinit obligațiile în raport cu angajatul. Prin urmare, cheltuielile de judecată, onorarul avocatului și taxa de timbru stabilite în urma hotărârii judecătorești în sarcina societății reprezintă cheltuiala nedeductibilă la calculul profitului impozabil, întrucât nu poate fi considerată cheltuială efectuată în scopul realizării de venituri impozabile. Înregistrări contabile. 65.81. Despăgubiri, amenzi și penalități la 462 creditori diverși. 462 creditori diverși la 51.21 conturi la bănci în lei.